transport local spre Parâng. Pentru facilitarea accesului turiștilor spre stațiunea montană Parâng, autoritățile locale din Petroșani vor introduce un nou traseu și anume spre Telescaun. Cursa exista și până acum, însă frecvența acesteia era redusă. Conform noului proiect, oficialii primăriei vor, ca spre munte, să circule microbuze din 2 în 2 ore. Transportul turiștilor se va realiza cu firma care va câștiga transportul local. Noi am pus o cursă spre Parâng, am avut-o și până acum, dar la intervale mult mai rare. Nu mizam pe prea mulți turiști, dar acum, făcând investiția în Parâng, sigur vor fi și mai mulți turiști. Deci avem o cursă până la Telescaun și dacă este nevoie vom prelungi și până la Rusu, cu posibilitatea de a îndesi cursele în funcție de numărul clienților. Cei care vor dori să urce la munte vor plăti doar 1,5 lei pentru un bilet de călătorie. Nu va fi nicio diferență, este cursă internă și tarifele vor fi aceleași. Acest orar este aleatoriu ales de noi în licitație, va putea fi îndesite orele sau rărite în funcție de numărul de clienți. Nu o să circule cu microbuzul gol sau nu o să circule cu el supraaglomerat, mai ales că turiștii vor veni cu bagaje, cu siuri. Stația de plecare va fi în zona Enel, iar cea de sosire la baza vechiului Telescaun, cu posibilitate de urcare și până la punctul de plecare al noii instalații de transport pe cablu.